Acum câteva zile, Ana și Daniel au fost câștigătorii tascului poveștilor, care avea un premiu mai special. Copilul câștigător va merge la niște copii și va dărui cadouri. Iar de Sfântul Nicolae, Ana și Daniel poposeau la o familie cu multe daruri adunate de la toți concurenții din casa Mireasa pentru a aduce un strop de bucurie celor trei copii ai familiei. Familia Florea! A venit Moș Neculai! Nu vreți să vedeți ce v-a adus? Ați fost cuminți? Da? Da! Haideți să vedeți ce v-a adus Moș, să trăiți, sărmâinile! Cum vă cheamă? Să trăiți la mulți ani! Edi? Încântată, Edi, sunt Daniel. Haideți afară. Ana, încântată. Haideți să uitați, că a venit moșul pentru voi. Ce zici, Doru, îți place? Uite, astea pentru tine, toate sunt pentru voi, să știți, uite, copii. Uite, Doru. Aveți dulciuri, aveți rechizite aici, că am înțeles că sunteți și la școală și că învățați foarte bine. Aveți de toate aici, aveți și haine și să știți că toate aceste cadouri, noi reprezentăm, să zic așa, un grup mai mare de oameni, toți concurenții din Casa Mireasa au vrut să vă ajute și au vorbit și ei cu Moș Neculai și au zis, haide, moșule, să-i ajutăm pe acești copii minunați și această familie minunată, să le aducem cât mai multe cadouri. Și aveți aici hăinuțe, aveți dulciuri, aveți și pentru doamnă, ca să le gătiți, aveți paste, aveți uleiuri, aveți absolut de toate. Ideea de a strânge lucrurile și a face o donație a venit în prisma faptului că noi avem foarte multe produse în exces pe care nu le foloseam și ne-am gândit să fim moși pentru o zi. Doru, ți-ți place la școală? Da? Îți place? Ai note mari? Ce vrei să te faci când o să fii mare? Te-ai gândit sau nu? Bravo! Foarte bine! Bravo. Lui îi plac artificiile. El asta și-a dorit de Moș Nicolae. Artificii. Dar să știi că alea sunt destul de periculoase. Din păcate, moșul ne-a spus că pentru copii cu minți nu avem voie să aducem artificii din amicuțe, că se pot lovi. Dulciurile vă plac? Da? Păi și de ce nu vă băgați în pungile alea? Haideți! Când am văzut bucuria copiilor, când au văzut cadourile, ne-am bucurat foarte tare și chiar ni s-a părut un moment deosebit. După ce le-au trecut din emoții, musafirii au fost poftiți în casă la căldură, unde copiii au avut ocazia să demonstreze câte cuminți, harnici și talentați sunt. Ia, ăsta e orarul de la școală, da? Ia zi, care oră îți place cel mai mult la școală? Sport. La ce vrei să te faci fotbalist? Da. Dai note mari? Spune-mi sincer. Cred. Ai un anumit sport care îți place foarte, foarte, foarte mult? Da. Care? Fotbal. Fotbal, ești pe fotbal, nu? Da. Care e echipa ta preferată de fotbal? Ai un jucător Rapid. Preferat? Da. Rapidul? Care? Neymar. Neymar? Nu-ți place Mbappé sau Haaland? Tu, Edi? Nu-l vedem pe Doru. Hai, Doru, aici, dar ce faci? Te-a spus de mine? Noi. De ce te-a spus de mine? Aici la voi, uite, au soba bănită. Tu, Doru, tot aici îți faci temele? Acolo. Acolo îți faci tu temele? Știi ce îți place cel mai mult la școală? Să fac matematică. Matematică? Opa! Bravo, măi, Doru! În momentul în care am intrat în casa copilului și am văzut unde își fac temele, unde învață, sincer am simțit un sentiment așa că cât de disciplinați poate să fie la vârsta lor și ce dorință poate să aibă, având în vedere că nu au cele mai bune condiții din lume, ei tot își fac temele, tot merg la școală, tot fac activități extrașcolare. Pentru mine mi se pare extraordinar să văd că niște copii au atât de multă ambiție și atât de mult își doresc să persevereze în viață. Wow. Păi aici avem un nou Picasso! Wow. Ia uitați ce desene frumoase! Asta e semnătura ta? De artist? Ai grijă. Foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Auzi, Eli. Uite, am văzut și niște branzi de Vrei să-mi faci un cadou? Vrei să-mi dai mie un desen să-l duc în casa Mireasa? Să-l duc băieților de acolo? Să-l punem și noi în casă și să-l facem un tablou. Pe care ai vrea tu să ni-l dai? Zi-mi unul care îl consider tu poate puțin mai special. Ăsta cu Jerry? Bine, tot ăsta lu. Uitați ce am primit. Abia așteptăm să le arătăm tuturor. Să le arătăm și colegilor noștri de casă. Ați scris moșului? Da. O scrisoare? Da. Ce ați scris la Moș Nicolae? Da, la Moș Nicolae. Putem să citim cu voce tare? Da. A, uite. Ia să dragă Moș Nicolae, eu mă numesc Alex și am 11 ani, mulți înainte. Alex. Îmi place mult să mă joc pe telefon, eu îmi doresc dulciuri, fructe și un... Lego. Un Lego mai vreau și niște Adidas. Când am primit scrisorile, sincer, a fost așa ca o chestie spirituală, să zic, când ne-au mânat scrisorile și ne-au oferit nouă această șansă de a le citi. Până la urmă, un copil când scrie o scrisoare, e el cu Moș Crăciun, adică e atât. Sau Moș Nicolae. Sau Moș Nicolae, da, în cazul nostru. Dragă Moș Nicolae, eu mă numesc Dorian, te rog să-mi aduci petare de Piccolo, un pachet și FS3, 5 bucăți. Foarte specific. Mai vreau și dulciuri, fructe și
ciucării. Ei și-au dorit lucruri simple, adică dulciuri, niște chestii. Eu când eram mic îmi doream niște chestii extraordinare, laptop, telefon, dar văzând ei vor niște lucruri simple, adică ei vor să se bucure de sărbătorile astea așa cum pot și. Ce frumos! Foarte frumos. Măi, și un scris foarte frumos. Dar trebuie să te faci tehnician pirotehnist din asta pentru artificii, că bă, că tu ești tare, pă, ai scris aici și model de... Haideți să vedem și a treia scrisoare. Hai să vedem frumos. Wow, urmat de acest desen superb, uite. Am așa cam o imagine pentru fiecare copil în parte. Edi, sincer, îl văd un pedagog. Avea o față atât de blândă, blajină și modul în care ne arăta cum a desenat. Nu știu, chiar l-aș vedea, are o fire pedagogică. Dear Santa, hai, wow, în engleză. Ai scris în engleză? Impresionant. My name is Eddie and I'm 12 years old. For Christmas, I want a Nerf gun. Băiatul cel mijlociu, fiind cu sportul, am văzut că are și o față așa mai aprigă, se uita mai dur. Chiar îl văd să practice un sport și să fie foarte disciplinat în treaba asta. Iar cel mic Dorian... Sincer, era puțin timid la început. Foarte. Dar... L-aș vedea polițist, eu personal. Păi bine, chiar nu l-aș vedea polițist, așa că era agil, micuț acolo, cum fugea el, se punea peste tot, adică chiar era fără emoții, era singurul care nu avea niciun trac absolut de nimic, nici de camere, nici de noi. Să știți, copii, că dacă unele din cadourile pe care le-a cerut moșului Nicolae nu au ajuns încă, el lucrează în tandem cu Moș Crăciun ca să vină fiecare cu partea lui, adică noi v-am adus partea asta mai ușurică, că eu am probleme cu spatele, am scolioză și că mai greuți, am venit cu durciurile și o să vedeți cadourile mai mari vor veni de Crăciun cu siguranță, adică să nu vă speriați, da? Cu siguranță vom pune o vorbă bună la Moș Crăciun să completeze lista cu celelalte. Da, și dacă Moș Crăciun are nevoie de ajutor, poate să conteze și pe noi, că chiar am dorit să-i facem fericiți pe acești copii minunați. Copii, noi să știți că ne bucurăm foarte, foarte mult că ne-ați primit la voi în casă și vreau să vă spun că sunteți o lecție de disciplină, sunteți o lecție pentru mulți copii, pentru că poate nu aveți toate condițiile din lume să vă exercitați, dar totuși mergeți la școală, vă faceți temele și ăsta e un lucru demn de apreciat și să știți că dacă o veți ține tot așa, veți ajunge departe în viață. Noi vă mulțumim foarte frumos pentru că mie personal mi-ați deschis ochii și vă mulțumesc. Sunteți niște copii cu adevărat speciali. Și să rămâneți mereu cu zâmbetul pe buze. Da. Niciodată să nu vă piară zâmbetul de pe față. Niciodată. Mereu să fiți fericiți de ceea ce aveți. Că mereu vor veni timpuri mai bune și atâta timp cât voi învățați, veți vedea că Dumnezeu vă oferă tot ce mai frumos pe lumea asta. Bucurie superlativă. La superlativ. Și efectiv, ne-a bucurat faptul că ne-au și dăruit ceva cu care putem să ne mândrim chiar și în casa mireasa când ne întoarcem. Exact. Foarte frumos și chiar a fost așa ia uite desenul, da, în spiritul a ceea ce înseamnă de fapt sărbătorile de iarnă. A dărui, că de multe ori în goana asta a noastră prin viață și vedeți și voi ce ritm al vieții avem, uităm lucrurile astea simple și nu știm cum să ne încărcăm casele, cum să ne încărcăm frigiderul, cât mai multe să punem pe masă de parcă am putea mânca cu 10 guri, cât mai multe cadouri în ghetuțele copiilor noștri de parcă s-ar juca cu 10 jucării deodată, cât mai mare de saga lui Moș Crăciun de parcă copiii noștri aproape că oricum nu mai au loc de atâtea jucării și uităm de lucrurile astea simple și mă uit la voi și vă știu acum poveștile și știu că mulți dintre voi sunteți ca băieții pe care i-am văzut.